Bine v-am regăsit la știri din știință. Azi voi vorbi despre o veste bună din domeniul științei aplicate a tehnologiei. O știre foarte importantă în contextul crizei energetice. În luna februarie a acestui an a avut loc un eveniment foarte important pentru dezvoltarea tehnologiei de obținere a energiei prin reacții de fuziune termonucleară. Poate vă întrebați de ce nu m-am grăbit să vă aduc această veste imediat. A trecut cam o lună și jumătate de atunci. Ei bine, nu m-am grăbit pentru că în acest domeniu lucrurile avansează, din păcate, foarte lent. Deși teoria de principiu există încă din anii 50 și primele experimente au fost făcute tot atunci, și cu toate că se fac eforturi financiare considerabile, după cum veți vedea, progresul în acest domeniu este, așa cum am spus, lent. Se estimează că mai trebuie să treacă cel puțin 20-30 de ani până când vom putea obține energie la scară industrială folosind fuziunea nucleară. Ca să puteți înțelege vestea bună din toate punctele de vedere, voi face un scurt istoric al dezvoltării fizicii nucleare și utilizării energiei nucleare. Se știa deja din antichitate că substanța este alcătuită din particule foarte mici. Multe fenomene pe care le observăm în jurul nostru ne fac să ajungem la această concluzie. De pildă, evaporarea lichidelor, răspândirea mirosurilor, dizolvarea substanțelor solide sau gazoase în lichide, amestecarea lichidelor și gazelor și multe altele. Aceste particule sunt azi numite atomi. Dar că atomii au un nucleu, am aflat abia la începutul secolului trecut, cam acum 110 ani, când Ernst Rutherford a înțeles acest lucru și a făcut și pe ceilalți să-l înțeleagă, cu ajutorul unui celebru experiment, de fapt un șir de experimente. Experimentele lui au arătat că nucleele au sarcină electrică pozitivă și sunt mult, mult mai mici decât atomul din care fac parte. De fapt, dimensiunile liniare ale unui nucleu, diametrul unui nucleu, este cam de 10.000 de ori mai mic decât diametrul atomului din care face parte. Foarte curând după asta, alte experimente au arătat că nucleele sunt alcătuite din protoni, particule cu sarcină pozitivă, și din particule care nu au sarcină, particule neutre, pe care le numim neutroni. Apoi, fizicienii au înțeles că așa cum există reacții chimice, adică interacțiuni în care moleculele se desfac în atomii componenți, care apoi se leagă altfel, obținându-se alte molecule, adică alte substanțe, pot exista și reacții nucleare. În reacțiile nucleare, nucleele se pot rupe sau desface în protoni și neutroni și apoi fragmentele care au rezultat se pot lega altfel decât erau legate înainte, obținându-se în acest fel, de fapt, alte nuclee ale altor elemente chimice. Vedeți aici o astfel de reacție nucleară în care un nucleu de uraniu, izotopul 235, este lovit de un neutron și se rupe în două nuclee mai mici și trei neutroni. Veți vedea că această reacție nucleară, numită reacție de fisiune, este foarte importantă și ne ajută să obținem energie la scară industrială. Așa cum putem obține energie din reacții chimice, de pildă din ardere, arderea este o reacție chimică, putem obține energie și din reacțiile nucleare. Dar în reacțiile chimice sunt implicate forțe electrice, iar în reacțiile nucleare, forțe nucleare, un alt tip de interacțiune. Și pentru că forțele nucleare sunt mult mai puternice decât forțele electrice, și energiile implicate în reacțiile nucleare sunt mult mai mari decât energiile despre care vorbim în cazul reacțiilor chimice. Din păcate, sub presiunea celui de-al doilea război mondial, prima utilizare a energiei nucleare a fost una destructivă, prin așa numita, nu prea inspirat, bombă atomică, de fapt bombă nucleară.
În data de 16 iulie 1945 a fost detonată pentru testare prima astfel de bombă. Vedeți aici fotografia exploziei în Alamogordo, New Mexico, Statele Unite ale Americii. Bomba arăta așa. Din păcate, și acest lucru va rămâne o pată neagră, mare pată neagră în istoria omenirii. 3 săptămâni mai târziu au fost detonate 2 bombe nucleare deasupra 2 orașe din Japonia, Hiroshima în data de 6 august și Nagasaki în data de 9 august. Cele 2 explozii au ucis instantaneu, în momentul exploziei, 120.000 de oameni și multe zeci de mii au murit la săptămâni, luni și ani după din cauza iradierii. Aceste bombe au folosit reacții de fisiune nucleară, adică reacții nucleare în care nuclee mari de uraniu sau plutoniu fisionează, adică se rup în 2 fragmente mai mici. Gândiți-vă de pildă că în reacția nucleară pe care v-am arătat-o deja, cei 3 neutroni care rezultă lovesc alte 3 nuclee de uraniu-235 și atunci produc fisiunea celor 3 nuclee. Dar fiecare fisiune produce și 3 neutroni, așa că vom avea în urma celor 3 fisiuni, 3x3, 9 neutroni, care pot lovi 9 nuclee de uraniu-235, producând 9 reacții de fisiune, în urma cărora vom avea 3x9, 27 de neutroni, care pot lovi 27 de nuclee de uraniu-235 și așa mai departe. Și în acest fel se produce o reacție în lanț, în care un număr foarte, foarte mare de nuclee fisionează practic simultan. Și atunci se produce atât de multă energie, încât locul exploziei se încălzește la milioane de grade. Ruperea nucleelor mari este un mod de a obține energie nucleară. Dar fizicienii știau că există reacții nucleare în care se degajă și mai multă energie decât în cele de fisiune, și anume reacțiile nucleare de fuziune. În aceste reacții, 2 nuclee mici, de pildă 2 izotopi ai hidrogenului, deuteriul și tritiul, așa cum vedeți aici, fuzionează, adică se lipesc și formează un nucleu mai mare, în cazul nostru nucleul de heliu. În această reacție nucleară se degajă foarte multă energie. Din păcate, pentru că era perioada războiului rece, și acest mod de a obține energie pe cale nucleară a fost folosit pentru a realiza bombe. În anul 1952 a fost testată prima bombă termonucleară, adică bombă cu fuziune nucleară, pe insula Elugelab din arhipelagul Marshall. Explozia a fost cam de 700 de ori mai puternică decât cea de la Hiroshima, iar în locul insulei a rămas doar un crater cu diametrul de aproape 2 km plin cu apă. Deoarece bombele termonucleare folosesc izotopia hidrogenului, ele au mai fost numite și bombe cu hidrogen sau bomba H. Deci experimentele militare au dovedit, din păcate cu ajutorul bombelor, că reacțiile nucleare pot fi o foarte puternică sursă de energie. Și bineînțeles că a apărut și ideea utilizării pașnice a energiei nucleare. Cel mai simplu, din punct de vedere tehnologic, a fost să fie realizate reactoare de fisiune, deci având drept combustibil nuclear nuclee mari, uraniu sau plutoniu, în care reacția în lanț să fie controlată în așa fel încât în loc să se producă o explozie, numărul de nuclee mari care se rup, fisionează într-o anumită unitate de timp să fie cam același. În acest fel, reactorul produce prin reacții de fisiune foarte multă căldură care face să fiarbă apă. În acest fel obținem aburi la mare presiune care pot să pună în mișcare turbine, care la rândul lor pot să pună în mișcare generatoare electrice. Deci, într-un reactor de fisiune avem următoarele transformări energetice. Energie nucleară, căldură, energie mecanică, energie electrică.
Lângă reactoarele nucleare de fisiune veți vedea întotdeauna turnuri de răcire a apei, din care ies cantități foarte mari de aburi. Dacă vă întrebați de ce, pentru că principiul al doilea al termodinamicii nu ne permite să transformăm toată căldura în energie mecanică. Și atunci trebuie să scăpăm de căldura pe care nu o putem transforma în energie mecanică, tot așa cum trebuie să răcim un motor termic, din același motiv, pentru că el nu poate transforma toată căldura pe care o primește în lucru mecanic. Și atunci trebuie să scăpăm cumva de această căldură pe care nu o putem folosi. Astfel de reactoare nucleare energetice de fisiune au început să apară din anii 50, iar azi există în lume peste 450 de astfel de reactoare, două dintre ele fiind în România, funcționând în România, la Cernavodă. Dar, și abia acum începem să ne apropiem de știrea pe care vreau să vă spun, se poate obține, așa cum v-am spus, energie nucleară nu doar prin fisiunea nucleelor mari, ci și prin fuziunea unor nuclee mici. Și atunci, de ce nu există reactoare de fuziune nucleară, dacă reactoare de fisiune nucleară există? Ei bine, problema este următoarea. Toate nucleele au sarcină electrică pozitivă. În nuclee avem protoni. Trebuie să avem cel puțin un proton. Iar sarcinile electrice de același semn se resping. Deci toate nucleele se resping foarte puternic între ele. Pe de altă parte, forțele nucleare, deși sunt mult mai puternice decât forțele electrice, nu acționează decât la distanțe foarte mici. Și asta înseamnă că două nuclee trebuie să se apropie foarte, foarte mult pentru ca forțele nucleare să intre în acțiune și să se lipească unul de celălalt. Deci forțele nucleare acționează într-un fel ca un lipici, doar atunci când nucleele sunt foarte, foarte aproape unul de celălalt, intervin și forțele nucleare. Ceea ce v-am spus ne arată că pentru ca o reacție de fuziune să aibă loc, nucleele trebuie să aibă viteze foarte mari. Să aibă energii cinetice atât de mari încât să se poată apropia suficient ca să intervină forțele nucleare. Iar asta înseamnă că reacțiile de fuziune se pot obține doar la temperaturi enorme, măcar de zeci de milioane de grade. De aceea se mai numesc și reacții termonucleare. Deci, spre deosebire de reacțiile de fisiune, care pot să aibă loc la rece, reacțiile de fuziune nu pot să aibă loc decât la temperaturi enorme. În bombele termonucleare, aceste temperaturi se obțin printr-o reacție în lanț de fisiune. Deci, întâi avem o explozie nucleară de fisiune, care creează condițiile ca să se producă și o explozie termonucleară de fuziune. Dar astfel de temperaturi există în nucleele stelelor, în miezul stelelor. De pildă în miezul Soarelui, steaua care ne încălzește deja de miliarde de ani și ne va mai încălzi câteva miliarde de ani, temperatura este în jur de 15 milioane de grade Celsius. La astfel de temperaturi, unele nuclee mici pot să se ciocnească atât de violent încât distanța dintre ele devine atât de mică încât intră în acțiune forțele nucleare și se produc reacții termonucleare de fuziune. În nucleul Soarelui, în fiecare secundă, 600 milioane de tone de hidrogen se transformă în heliu prin reacții de fuziune termonucleară și aceasta este sursa de energie care le permite stelelor să radieze energie sute de milioane și miliarde de ani. Și aceasta este și sursa de energie pe care oamenii de știință, inginerii și tehnicienii se străduiesc de zeci de ani să o poată folosi aici pe Pământ. Și pentru a realiza acest lucru este nevoie de obținerea de plasmă la temperaturi extraordinare de zeci și sute de milioane de grade. La astfel de temperaturi, nucleele de deuteriu și tritiu, izotopii grei ai hidrogenului, se pot ciocni atât de violent încât pot suferi reacții de fuziune, transformându-se într-un nucleu de heliu și în acest fel obținem energie.
Au existat mai multe direcții de cercetare de-a lungul timpului pentru a putea obține și controla o plasmă la asemenea temperaturi, dar cea mai promițătoare este utilizarea așa-numitelor instalații tokamak. Acestea folosesc câmpuri magnetice extrem de puternice pentru a controla plasma foarte fierbinte produsă cu ajutorul energiei electrice. Câmpurile magnetice care comprimă plasma și nu o lasă să atingă pereții reactorului trebuie să aibă o formă specială, de aceea reactoarele tokamak au forma unei gogoașe, așa cum vedeți în această imagine. Aceste reactoare folosesc cantități enorme de energie electrică și până acum niciun experiment n-a reușit să dea prin reacțiile de fuziune termonucleară mai multă energie decât au folosit ca să obțină plasma necesară, temperaturile necesare pentru ca reacțiile de fuziune să aibă loc. Deci deocamdată bilanțul energetic al acestor reactoare este negativ. Și atunci, care e vestea bună? Pentru a putea funcționa, aceste reactoare trebuie să producă suficientă energie pentru a se autoalimenta și ceva în plus, energie pe care să o putem transforma în energie electrică utilă. În anul 1978 a început construcția reactorului JET, acronim de la Joint European Torus, care se găsește în Anglia la Oxfordshire. El a început să funcționeze din anul 1983. Plasma obținută în acest reactor are temperatura de 10 ori mai mare decât temperatura din centrul Soarelui, și anume aproximativ 150 de milioane de grade. Iar vestea bună este că acest reactor a reușit în februarie acest an să realizeze un record în producerea de energie obținută prin fuziune termonucleară. Reactorul a produs 59 de megajouli energie în aproximativ 5 secunde, ceea ce înseamnă o putere de peste 11 megawați, cam câtă putere electrică se poate obține de la 4 turbine eoliene. Deci pentru prima oară s-a obținut o putere la scară industrială. Dar vestea bună nu se oprește aici. Reactorul nu s-a oprit singur după cele 5 secunde. Reacțiile de fuziune ar fi putut continua și a fost oprit pentru a se evita supraîncălzirea instalației. De asemenea, acest rezultat arată că formidabila investiție pentru realizarea unui alt reactor experimental care funcționează pe aceleași principii, dar este mult, mult mai mare, cel mai mare din lume, este inspirată. Acest reactor se construiește în Franța, la Saint-Paul-de-Durance, și se va numi ITER, de la International Thermonuclear Experimental Reactor, și puteți vedea o fotografie a șantierului din anul 2018. Construcția a început în 2013 și va fi încheiată, dacă totul merge bine, în 2025. Se speră că ITER, care va începe să funcționeze după anul 2030, va fi primul reactor de fuziune nucleară capabil nu doar să auto-întrețină energetic plasma de sute de milioane de grade, ci și să producă mai multă energie decât cea necesară funcționării lui. Și energia obținută va fi, așa cum am mai spus, prin reacția de fuziune dintre deuteriu și tritiu, reacție din care rezultă heliu. Un astfel de reactor produce deci energie prin același mecanism care are loc într-o bombă termonucleară, dar într-un mod controlat și nu exploziv. Dacă aceste experimente reușesc, problema energetică a omenirii va fi rezolvată pe termen lung, pentru că un singur kilogram de deuteriu și tritiu poate să dea tot atâta energie cât se obține prin arderea a mii de tone de motorină. În plus, acest mod de obținere a energiei este nepoluant. Deci vestea bună este că putem spera să obținem energie curată, nepoluantă, în cantități suficiente pentru toate activitățile umane. Dacă în loc să cheltuim sume fantastice pentru înarmare și războaie, am folosi acești bani pentru cercetarea științifică, nu doar în domeniul energetic, ci și în medicină, în explorarea cosmosului, în comunicații, în evitarea poluării și toate celelalte, știința ne-ar putea ajuta să ne rezolvăm toate problemele. Așa, nu putem decât să sperăm că toate aceste cercetări nu vin prea târziu.
Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!